Alors, mise la sumă de bani alocată. Eu încă n-am văzut un raport de activitate în acest serviciu și nici nu știm câte persoane lucrează acolo. Dacă ne poate da cineva niște informații în plus, dacă tot vrem să mutăm această sumă. Cine? Tu vorbim cu ei, ce tu din comare turistă? Tu vă rugăm pe sunt număr de 5 acum. Dar bucur raportul, dacă le văd și o să și publica pe site. Bine, eu cred că stau să văd pe site, să primim. O să vă trimitem, sigur, că te vă trimitem pe mai. Bine. Domnul președinte, avem suma de 36 aproximativ de milioane pe întreținere curentă. Vreau să ne informați cum se va proceda. O să avem o listă cu mai multe drumuri județene și care e baza pe care se vor face acolo respectivele reparații sau întreținerea respectivă. Toate vrem să le facem. Toate care sunt în listă, încercăm să le facem până cheltuim toată suma de bani. Sperăm o vară să mai alocăm, că e insuficientă. Ne dorim să lucrăm pe cât mai trebuie să exist, deci atunci ar trebui să aveți și cu noi, cu cei din Consiliu, deci aprobăm o listă, o gândire comună prin care să vedem cum facem, pentru că din 10 drumuri poate că avem alocați bani pentru 7 și ar trebui să găsim un echilibru. Deci lista, cred că pe întreținere este prinsă, lista de întreținere, aceea este lista. Dacă există alte propuneri de suplimentare a listei, eu vă spun, să vedem ce sumă alocăm și o prindem și așa. Ok, dar vreau să fie o deschidere clară pe modalitatea în care se va trece mai departe la execuția. Sunt mai multe sectoare unde lucrează mai multe firme. Ele vor primi ori de începere în funcție de capacitatea lor, fără să alegem într-un alt fel. Da. De exemplu, domnul Hâncu. Ar trebui atunci să prezinte în Consiliu Județean o situație cu necesarul de reparații pe aceste drumuri și împreună, sau nu mi-a plăcut ședință, o ședință specială pe acest subiect, să discutăm modalitatea în care se rezolvă situația. Pentru că eu zic că sunt foarte multe cereri și nu o să ajungă sume. Și atunci trebuie să existe o prioritizare. Da,